Am observat și cred că și dumneavoastră vedeți același lucru, și anume cum oameni creștini caută un locaș de cult, intră acolo, cu sentimente și cu emoții extrem de complexe. Există destul de multă teamă în credința creștină. Prezența pantocratorului sus. Care privește spre ființa umană prosternată în genunchi, dimensiunea aceasta între măreția lui și neputința noastră, creează o stare de conflict, care în cele mai multe situații se manifestă printr-un sentiment de vinovăție, de frustrare, de neputință. Omul se prăbușește în sine, practic, acolo, în biserică și în biserică are loc. Fenomenul acesta de uh, mărturisire a propriei limitări și a propriei neputințe. Credința creștină, din punct de vedere al acestui act, este astfel un fel de credință a propriului faliment. Spre deosebire de ceea ce v-am descris acum, religiile orientale care nu fac altceva decât vorbesc și ne recomandă un fel de religie a artistului în care omul încearcă permanent să se accepte pe sine însuși, cu cele bune, cu cele rele, nu e nicio problemă. Merge și așa, merge și dincolo. Taoismul acesta în care omul este învățat să se cunoască pe sine, acel ce te ipsum din totdeauna și apoi să zică ăsta sunt și cu cele bune și cu cele rele, încercând să Fie elementul de echilibru între bine și rău, încercând să poată să meargă afară pe stradă și să devină și să fie un gentleman perfect, în timp ce acasă vine și își manifestă toate frustrările datorită faptului că o zi întreagă a fost la serviciu și a trebuit să-și gestioneze emoțiile și frustrările și când aproape nu mai poate spre sfârșitul zilei ajunge acasă și dintr-o dată hu, respiră ușurat, se duce la colțul său de manifestare liberă, ia un, eu știu, un lem de baseball și îl lovește într-o bucată de cauciuc pentru ca să, în sfârșit, să se exprime, să se exteriorizeze, să-și refuleze toate problemele adunate în sine. Și asta un fel de religie. Creștinul nu are așa ceva. Deși când se compară cele două, în ultima vreme, năvălește spre noi această soluție. Și ni se pare că ar fi tare bine dacă ni s-ar da voie, ca măcar din când în când să fim puțin în stare să ne recunoaștem limitările și să nu vorbim întotdeauna de confruntarea cu Dumnezeul acela extraordinar, universal, ci să ne mai confruntăm și cu noi înșine. Și astfel, psihologia să înlocuiască religia, iar filozofia să înlocuiască cosmologia pe care Dumnezeu ne oferă. Dragii mei, în momentul acesta și cu ocazia aceasta, aș vrea să vorbim despre un anume aspect din Scriptură și care apare în religia creștină, care vorbește despre momentul în care omul nu este doar înfrânt, ci omul este biruitor și obține o biruință atât de frumoasă încât este recunoscut la nivel de pământ și la nivel de univers. Se numește pecetluirea. Cu alte cuvinte, noi identități obținute, susținute, de către acea metodă prin care Dumnezeu își dă viața pentru ca eu să pot să mă nasc din nou. Și să pot să-mi refac identitatea mea, pentru ca în felul acesta să semăn din ce în ce mai mult cu Cel ce mă iubește, cu Cel ce m-a creat, cu Cel ce va reveni, cu cel din al cărui neam sunt. Bine ați venit în studioul de la Loma Linda, Creștin. Studiu care are la bază Sfânta Scriptură, studiu care pune întrebări și unde se pot găsi răspunsuri. Nu vrem să fiu o flatare, nu vrem să, să ne supraestimăm. Este ceea ce ne propunem. Vă doresc, în minutele care urmează, surpriza frumosului, a lucrurilor adevărate. Și, de asemenea, a unei relații speciale cu cuvântul acesta pe care Dumnezeu ni l-a dat pentru a ne fi tovarăși și pentru a ne îmbogăți viața. Deci, haideți să începem. Este vorba de pecetluire. Vă rog să observați religia. Religia răsăriteană, cu semnele ei pe frunte. Omul acesta amintește ceva din reflexul acela unui om pus deoparte din punct de vedere religios. Dincolo, o tânără are o cruce pe frunte făcută din cenușe, în așa numita Miercurea Cenușii, pentru ca să poartă pe fruntea ei, pe ființa ei, un semn care ar putea să o pună deoparte, ar putea să o dedice, astfel încât omul să iasă din zona aceea al unui om care este al nimănui și să devină un om care are un stăpân. Iar semnul respectiv amintește de stăpânul lui. Este un semn al apartenenței. Există în foarte multe situații un soi de filozofie a vieții în care primul lucru și cel mai important este să-ți găsești stăpânul. Nu să te identifici pe tine și nici măcar libertatea, ci să-ți găsești stăpânul. Un om care și-a găsit stăpânul și care poate să facă sau. Care poate să stea în prezența stăpânului cu bucurie și cu dragoste, omul acela și-a găsit libertatea. Un om care își găsește libertatea fără să-și identifice stăpânul, omul acela devine propriul său stăpân și, din cauza că el nu este suficient de puternic și nu are o autoritate suficient de stabilă, el devine un nehotărât, un frustrat, o persoană care permanent dorește să se impună și nu are suficientă forță să se impună nici măcar asupra lui însuși. Psihologia vorbește foarte mult despre lucrul acesta. Psihologia vorbește despre existența unui supra-eu, vorbește despre existența unui eu la nivel de subconștient, vorbește despre un eu social și așa mai departe pecetluirea sau prezența unor astfel de semne în viața unui om arată că el s-a pus deja sub autoritatea unui supraeu, unui alter ego, ce este dincolo de sine. Această punere sub o altă dominanță vrea să-l facă pe omul acesta să fie mai sigur de sine însuși. Um, Cam aceasta este partea psihologică și așa se justifică cumva, din punctul acesta de vedere psihologic, și acțiunea sau importanța sau autoritatea semnelor și ritualurilor în viața religioasă. Dincolo de imaginea aceasta pe care o întâlnim la nivelul social-religios, Aș dori să caut de unde vine. Ce e cu ea? Aș vrea să o găsesc și pe plan uh, profund al Scripturii. Își are rădăcinile undeva sau nu? Și căutând în felul acesta, am descoperit în Apocalips, capitolul 7, versetele 1 și 2, această imagine a pecetluirii. După aceea am văzut patru îngeri care stăteau în picioare în cele patru colțuri ale pământului. E vorba de un spațiu universal, cele patru puncte cardinale. Ei țineau cele patru vânturi ale pământului. Vântul înseamnă întotdeauna tulburare, probleme, dificultăți. Ca să nu sufle pe pământ, pe mare, nici peste vreun copac. Simboluri ale națiunilor, popoarelor și indivizilor eventual ale împăraților, conducătorilor naționali. Și am văzut un alt înger care se suia dinspre răsăritul soarelui și care avea pecetea Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri cărora le fusese dat să vatemă pământul și marea. Mă opresc aici. De remarcat este această afirmație. A avea pecetea Dumnezeului Celui Viu. Pecete, din nou, înseamnă apartenență, înseamnă că te afli sub autoritate, înseamnă că nu te reprezinți pe tine, ci reprezinți pe Cel care și-a pus pecetea asupra ta. Gândul este atât de puternic în cultura noastră de astăzi. Nu știu dacă din cauza apocalipsei sau altfel, încât devine prezent și la nivel de science fiction. Iată filme, iată scenarii în care oamenii nu rămân simpli indivizi liberi, ci au pe frunta lor în semnul companiei sau autorității sub care și-au așezat existența. Acești oameni nu au voință proprie. Acești oameni reprezintă în mod absolut, prin viață și prin moarte, autoritatea care și-a pus amprenta asupra lor. Uneori este înfricoșător, alteori este o soluție. Este înfricoșător pentru simplu fapt că atunci când devii dependent de cineva, depins de personalitatea, de limitele și, dacă vreți, de dispoziția sau de indispoziția acelui om și de acelei autorități. Și dacă autoritatea respectivă se întâmplă să fie o autoritate care este incompatibilă cu tine, care are niște gusturi împotriva a ceea ce ești tu, toate lucrurile acestea pot duce la distrugerea personalității și chiar a Ființei. Dumnezeu, în esență, ne-a dat libertate. În momentul în care cineva se așează sub dominarea altuia și se lasă tutelat de altcineva, el iasă din planul Divin. Pentru că cuvântul spune vai de omul care se încrede în om. Este un vai teribil aici. Și atunci, despre ce este vorba? ei sunt tutelați de o putere umană? Întreb. Sunt tutelați de o putere supraumană? Întreb. Numărul de 666 pe care le vedeți pe, frunta fruntea lor este, sau face trimitere la Cartea Apocalipsului, capitolul 13, vorbind despre semnul lui Anticrist, Astfel încât personalitățile acestea sunt prezente aici pentru a arăta că ele au, ei au făcut o alegere greșită, fundamentală împotriva lor, fundamentală împotriva celorlalți. Ei sunt subjugați, sunt robi, sunt sclavi unei cauze pierdute. Ajungem la concluzia, deci, că contează foarte mult cine te pecetluiește. Dacă stăpânul tău este un stăpân al libertății, îți va oferi libertate. Mi se spune că niciodată un om nu știe să ofere libertate altora decât după ce el este liber mai întâi. Și după ce el este liber mai întâi, apoi poate să libereze și pe alții. Câtă vreme el nu este liber, câtă vreme el este sclav, el nu va face decât va dori ca să subjuge să robească pe alții, atât este singurul sistem în care poate gândi. El să fie stăpânul, că până acum a fost sclav, iar celălalt să fie sclav, pentru că până acum a fost stăpân. Deci, învârtirea roții, atât. Dar nu e liberare. Din cauza aceasta, pecetluirea poate să fie un semnal robiei sau, dacă există posibilitatea, ca stăpânul să fie cel care este liber, acel stăpân te va elibera și pe tine. Deci, pecetluirea poate să fie semn al eliberării sau al libertății. Întotdeauna am fost eliberați de cei mai puternici. Întotdeauna am fost eliberați de cei care au ținut la noi. Întotdeauna am fost eliberați de aceea de care ne-am legat ulterior pe viață și pe moarte. Ei ne-au eliberat și ei ne-au dat libertate. Încă o dată. Pecetea poate să fie semnul robiei sau poate să fie semnul eliberării. Alege. Caut rădăcini. De unde vine ideea de pecete? Și mergând în căutare, am găsit în Vechiul Testament, Cartea Profetului Ezechiel, prima referire la pecetluire, care este o referire extrem de explicită, extrem de descriptivă. Haideți să citim împreună. Înainte de versetul 4, deci 9 cu 4, imaginea este imaginea unui om cu o călimară la brâu care vine în mijlocul altora care au în mână unelte de nimicire. Și Omul îmbrăcat în haină albă cu călimara la brâu. Omul respectiv îmbrăcat în haine sau în ținută preoțească se ocupă cu această pecetluire de care vorbim. Domnul i-a zis: Treci prin mijlocul cetății, prin mijlocul Ierusalimului. Ierusalimul la vremea aceea era biserica lui Isus Hristos din Vechiul Testament. Și fă un semn pe fruntea oamenilor care suspină și gem din pricina tuturor urăciunilor care se vârșesc acolo. Cartea lui Ezechiel arată că poporul Israel și Ierusalimul decăzuse foarte mult. Suntem confruntați acolo cu o mulțime de chipuri urâte și urâte din punct de vedere al lui Dumnezeu, care erau așezate lângă templu, care erau așezate lângă locul unde se aducea jertfă lui Dumnezeu. Și în condițiile Acestea, Dumnezeu se hotărăște să facă o selecție în poporul Său, și selecția se face pe baza faptului că aceștia suspină și gem, cu alte cuvinte, nu se simt bine în mijlocul unei situații de felul acesta, în mijlocul unei situații în care uh, principiul curat, credința curată a lui Dumnezeu este călcată în picioare sub idolatrie. Și textul spune. Cei ce suspină și gem, pune-i deoparte pentru mine. fă un semn pe frunte. Vă rog observați perspectiva diferită. Sunt oameni care iubesc pe Dumnezeu, nu oameni care se tem de Dumnezeu în sensul că le e groază. Evident, îl respectă pe Dumnezeu în sensul că Înțeleg nu numai autoritatea sa divină, dar și ceea ce a făcut el pentru ei în momentul în care i-a răscumpărat. Ca cineva să-și dea viața pentru tine, trebuie să nască în tine o astfel de reacție, de respect, de dragoste, încât până la urmă devii îndatorat pe viață acestui Salvator. Cam aici mă conduce imaginea aceasta. Sunt în mijlocul cetății unor, niște oameni care plâng pentru Dumnezeu, plâng pentru onoarea Lui, plâng de dragul Lui și plâng datorită faptului că de jur împrejur văd numai fapte rele care se ridică împotriva numelui Lui Dumnezeu, împotriva gloriei sale. Și acești oameni care suspină pentru Dumnezeu, de dragul lui, sunt trecuți de partea lui Dumnezeu prin pecetluire sau sigilare. Cum se face lucrul acesta? Factor decident, deci cel ce decide dacă cineva va fi pecetluit sau nu, este judecata. Omul cu haina albă și cu călimara la brâu este, încă o dată, repet, simbolul preotului care el știe păcatele și știe și neprihănirea. Și el poate să facă deosebirea între oameni. Mai este și simbolul Domnului Isus Hristos, care se ocupă cu cazurile fiecăruia dintre noi. Sigilarea sau pecetuirea îi aparține. Cum? Prin judecată. Haideți să citim. În Apocalips 22 cu 11 se surprinde la un moment dat Momentul în care sunt rostite aceste cuvinte. Cine este nedrept, să fie nedrept mai departe. Cine este întinat, să se întineze și mai departe. Cine este fără pihană, să trăiască și mai departe fără prihană. Și cine este sfânt, să se sfințească și mai departe. Este un moment al pecetluirii, în care pecetluirea, Fixează pe fiecare pe drumul care a pornit. Omule, îți place să fii întinat? dă drumul și întinează-te mai departe. Clar. Îți place să fii nedrept? Comportă-te ca atare. Mai departe. Îți place să fii sfânt? Ai posibilitatea să te sfințești mai departe și ai posibilitatea să fii fără prihană din ce în ce mai mult. Asta este pe Poate că mi-aduce aminte de religia aceea orientală în care se spunea, domnule, ți-ai ales un fel de viață, bucură-te de ea. Numai că aici nu este vorba de bine și de rău. Aici este vorba de anumite persoane care și-au ales un fel de viață de care ele sunt extrem de fericite. Adică sunt mulțumite de modul în care trăiesc. Iubesc acest fel de viață. Nu pot renunța la el. Iubesc sfințirea, iubesc dreptatea și Dumnezeu spune, ok, vă place așa, vă ajut ca să creșteți în sfințire și în dreptate o veșnicie întreagă. N-aveți de ce să vă fie frică. Nu vă va birui nimeni. Nu vă va lua nimeni dreptul să fiți sfinți. Nimeni vă garantez. Acesta este sensul pecetluirii. Cei care merg în direcție opusă, sunt lăsați fără acest acoperământ, fără acest ajutor din partea lui Dumnezeu și automat ei vor primi sigiliul sau peceta din partea cealaltă, acel 666 de care vorbeam anterior, acel simbol al prezenței lui anticrist în viața lor. Cu alte cuvinte, ajung la concluzia că, dragii mei, nimeni nu va scăpa în afara pecetluirii. Toți vom fi pecetluiți. Ori pentru o parte, ori pentru cealaltă. Ori pentru o tabără, ori pentru cealaltă tabără. Creștinismul nu este o religie de întreținere. Mă duc la biserică să mă ierte Dumnezeu. Por mă duc, le fac iară de la cap și por mă iarăși mă întorc să mă ierte. Și uite așa, în timpul săptămânii păcătuiesc, când mă duc la biserică, încerc să le spăl Schizofrenia aceasta, împărțirea vieții în două, nu este zestrea creștinismului. Creștinismul este acea situație în care Dumnezeu vrea să ne hotărâm ce fel de viață ne place. Ori viață bună, a binelui de aici, ori viață rea, a răului. Și apoi, vorba lui Ilie pe muntele Carmel. Păi, de ce își căpătați de amândouă picioarele? De ce? Dacă vă place Dumnezeu, mergeți cu Dumnezeu. Dacă vă place celălalt, Baal, spunea Elie, mergeți cu Baal. N-are rost să șchiopătăm nici cu Dumnezeu, nici cu Baal. Că numai de încurcăm lucrurile. O viață încurcată de felul acesta, repet, nu este ideea creștină. Nu asta vrea Dumnezeu. Pecetuirea. Este dorința lui Dumnezeu și scopul meu, Vieți creștine. Să nu-ți imaginezi că vei rămâne la jumătate. E, așa și așa. Nu. Vei merge până la capăt. Pe calea care îți place. Sunt persoane care zic, îmi place calea asta, dar merge prost. Și sunt împotriva lui Dumnezeu. Dar la sfârșit de tot, acolo, voi face un nod și o să virez repede pe partea cealaltă. Dragii mei, nu se poate așa. Pentru că viața pe care o trăim ne pecetluiește. În zadar credem noi că ne putem juca cu lucrurile și la sfârșit, printr-o cotitură bruscă, un viraj din acela mortal, ne vom trezi din uh, iad în rai. Nu. Nu există virajul respectiv, chiar dacă noi îl imaginăm. Repet, pentru a nu știu câta oară, viața, obiceiurile, deciziile ne sigilează ne pecetluiesc. Ne stabilesc de partea cui sunt. Cine realizează sigilarea? Am căutat de asemenea în Sfânta Scriptură și am găsit în Efeseni capitolul 4, cu 20. Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos. Foarte frumos. Foarte frumos. Pornește Apostolul Pavel cu modelul cristic și spune, uite, uite-te bine cum l-a învățat pe Iisus Hristos. Și stai ca el. Și dacă nu l a învățat așa pe Hristos, vezi acum fă ceva. În altă parte spune, pocăiți-vă. În altă parte spune, nașteți-vă din nou. În altă parte spune, veniți-vă în fire. Luați vreunul din ăsta, care vreți dumneavoastră. Dar faceți ceva. Cu privire la felul vostru de viață din trecut, Dezbrăcați-vă de omul cel vechi, care se strică după poftele înșelătoare, după cum poftiți, fiind o generație hedonistă, fac poftele din noi ce vor ele. Ne fac praf. Și să vă înnoiți în Duhul minții voastre. Unde are loc înnoirea? Foarte interesant că pecetea se pune pe frunte. noirea se realizează la nivelul minții să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Este lucrarea Domnului Isus Hristos de a alege, de a judeca, de a pune deoparte pe aceia care suspină și gem, plâng după neprihănire. Dar pecetea în sine este lucrarea Duhului Sfânt. El este cel care pecetruiește ființa umană și îl păstrează pe om neclintit pentru ziua răscumpărării. Îl păstrează ca să nu mai cadă. Îl păstrează ca să nu mai oscileze. Îl păstrează, îl păstrează ca să nu mai da înapoi. Îl păstrează <coughs> pentru ziua răscumpărării. Factorul realizator. Duhul Sfânt. Judecă Iisus Hristos viața ta. Dar cel care va realiza pecetluirea este Duhul Sfânt. Ca la 50. Ca la 50. Un gând pe care nu putem să-l trecem în analiza noastră este faptul că îngerii sunt și ei implicați în condițiile sigilării. Adică, un înger a venit și a strigat la cei patru îngeri care stăteau la marginile lumii, în cele patru colțuri ale ei, adică în punctele cardinale, și le-a zis, nu vă tămați pământul, nici mare, nici copaci, până nu vom pune pecetea Dumnezeului celui viu pe fruntea slujitorilor lui. Apocalips 7 cu 3. Suntem din nou în Apocalips. Cu alte cuvinte, ne așteptăm în foarte multe situații ca evenimentele mari să se întâmple atunci când începe lumea să tremure. Nu! Evenimentele mari, cum sunt sigilarea, evenimentele mari, cum sunt punerea noastră deoparte, evenimentele mari care țin de formarea noastră spirituală pe termen lung, pe veșnicie, se întâmplă atunci când e pace și liniște. Atunci formează Dumnezeu ființa umană, atunci formează Dumnezeu pe credinciosul Său, atunci formează Dumnezeu poporul Său. Pentru că atunci când criza vine, ei să fie deja formați, ei să fie deja gata. Fac un apel la dumneavoastră. Am trăit niște vremuri extrem de liniștite, pline de pace. V-ați gândit vreodată în timp de pace că ar fi putut să fi fost? Un timp de pecetluire. Un timp în care Dumnezeu să treacă așa pe nebăgate de seamă. În momentul în care noi mergeam, mâncam și chefuiam și ne vedeam fiecarele drumul lui, Dumnezeu să treacă, cerul să treacă și să caute pe cei care suspină și gem pentru cauza lui Dumnezeu într-o omenire căreia nu-i pasă. V-ați gândit la lucrul ăsta? Și acum când încep cumva vânturile să sufle din mai multe părți, acum să fie deja vremea în care noi să ne fi hotărât deja drumul? Sau dacă lucrurile n-au fost așa, cât timp crezi că vei mai avea ca să-ți hotărăști destinul? Asta este problema. Dacă mai ai o zi de har, azi sau mâine, ce faci cu ea? Te vei întâlni cu acela care te caută, și când te vei întâlni cu acela care te caută, te va găsi suspinând, dorind o lume mai bună, dorind un cer mai bun, sau vei zice, știi, e bine aici, rămân aici. Mi-am înșurubat viața prea serios aici. Și în loc de o pecete de sus, vei primi o pecete de jos? Cum e? Gândiți-vă că aceste condiții pe care le avem azi, condiții unice, nu vor fi la nesfârșit. Așa. Deci, până acum, Domnul Isus Hristos este cel care pecetluiește prin judecată, caută pe cine să pecetluiască. Duhul Sfânt este factorul care realizează lucrul acesta. Da? Puterea lui rămâne cu noi. Ne împuternicește să rămânem neclintiți. El face pentru noi lucrări extraordinare. Ne naște din nou, ne schimbă, ne pecetluiește pentru veșnicie. Asta este lucrarea lui. Condițiile exterioare sunt favorabile. La vremea de liniște, Dumnezeu vrea să ne hotărâm ce ne place. Dar cu pecetea cum e? Că pune o pecete. Pecetea Dumnezeului celui viu. E în vogă acum. Se discută ce nu se poate. Oficipul cipul? acela sau biocipul care se zice că ni-l va pune. Unde? Mână, pe frunte, la nivel Intracranian, nu știu unde, acela să fie cipul, Adică semnul. Apoi, se vorbește despre vaccin. Citești și eu în stânga, în dreapta. Se vorbește despre faptul că vaccinul acesta, nano sau altfel, de alt tip, fiind cumva pe bază de acid nucleic, ar putea să altereze ființa. Și, încă o dată, se vorbește că și acesta ar putea să fie. Un semn pe care îl pune în ființa umană și prin care noi ne arătăm subordonarea noastră față de anumite autorități terestre, pământești. Încă o dată spun, sunt păreri. Nu îmbrăzișez niciuna dintre ele, vă spun sincer. De fiecare dată când am găsit o idee din Sfânta Scriptură, am așteptat ca Scriptura să o tâlmăcească. Cu alte cuvinte, dacă tot am găsit-o în Scriptură, nu poți tu să-mi spui despre ce este vorba. Haideți să mergem mai departe. O pecete din cartea Apocalipsei este un fel de lucrare pe care o face Dumnezeu. Este o lucrare lui Dumnezeu. Uite, citiți în Apocalips capitolul 16 și veți vedea că acolo apare o, o situație. A, când a rupt mielul pe cetea întâi, am văzut că s-a întâmplat ceva în lume. A apărut un călăreț pe un cal alb care mergea ca să biruiască. A rupt pe s-a întâmplat ceva în lume. Cu alte cuvinte, pe lui Dumnezeu nu face altceva decât creează niște lucrări extraordinare în cel care poartă pe cetea. Punerea pe ceții înseamnă acest lucru. Dumnezeu face o lucrare cu cel care este acolo. Nu înseamnă că până acum n-a făcut-o. Înseamnă că a făcut-o, dar acum o desăvârșește. Vă spuneam, spre exemplu, Duhul Sfânt începe lucrarea prin nașterea din nou. Prin înfier. Pentru că mai apoi să ne maturizeze. Și în final să ne pecetruiască pentru ziua răscumpărării, pentru ziua revenirii lui Isus Hristos. Pecetea este momentul în care lucrarea Duhului Sfânt este finalizată, este desăvârșită. Deci cam așa ar trebui să înțelegem noi că este ideea de pecete sau de sigiliu. Mergând mai departe, preoții aveau un fel de sigiliu preoțesc pe care ei îl purtau pe frunte. Am vorbit întreagă despre el în întâlnirile noastre anterioare. Preotul avea... O mitră, și aici, în față, mitra respectivă se termina cu o placă de aur pe care scria Sfințit Domnului. Se pare că sigiliul face trimitere la această placă de aur, la această mitră pe care preoții o aveau aici și care amintea de ideea de sfințire sau pus deoparte sau de apartenența lui Dumnezeu sau la Dumnezeu. Um, am citit de mai multe ori până acum, am făcut referire la textul din Apocalips 14, dar scopul pentru care mereu și mereu ne întoarcem la anumite texte, extrem de importante, este ca să fixeze în mintea noastră atât ideea cât și textul. Apocalips 14 cu 1 zice M-am uitat, iată că Mielul stătea pe muntele Sionului, împreună cu el stăteau 144 de mii care aveau scris pe frunte numele său și numele tatălui său. Aveau scris pe frunte, erau sigilați cu numele tatălui și numele Domnului Isus Hristos. Divinitatea își făcuse lucrarea cu acești oameni. Pecetluirea era prezența lui Dumnezeu în viața lor. Uitați-vă la celălalt text prin care avem promisiunea excepțională a Domnului Isus Hristos. Este textul în care Sfântul Apostol Ioan citează cuvintele Domnului Isus Hristos, care spune, cine mă iubește, va păzi poruncile mele. Și noi vom veni și vom locui împreună cu El. Și acolo zice, noi vom veni. Nu este vorba de eu, ci Domnul Isus Hristos vorbește despre Tatăl și Fiul. Mergând mai departe, pornind de la ideea aceasta a preoției, ajungem la profetul Ezechiel. Profetul Ezechiel, în capitolul 3, 1 la 3, este citat în Apocalips, capitolul 10. Ceea ce vreau să vă spun acum este că cartea Profetului Ezechiel este una dintre cărțile cele mai prezente în Cartea Apocalipsului. Sunt surori. Ezechiel, Daniel și Apocalipsul formează un triunghi extrem de important asta arată și legătura între Vechiul Testament și Noul Testament. Dacă doriți să urmăriți, veți găsi în Apocalips capitolul 10 o imagine care spune versetul 8. Am auzit din nou glasul din cer care mi-a zis Dute, te ia cărticica deschisă din mâna îngerului care stă în picioare pe mare și pe pământ. M-am dus la înger, i-am cerut să-mi dea cărticica. Ia-o, mi-a zis el, mănânc-o, ia-ți va mări puntecele, dar în gura ta va fi dulce ca mierea. Am luat cărticica din mâna îngerului, am mâncat-o. Exact această imagine se găsește în Ezechiel, capitolul 3, de la versetele 1 la 3. El mi-a zis, fiul omului, mănâncă ce vei găsi înaintea ta. Mănâncă sulul acesta și du-te de vorbește casei lui Israel. Am deschis gura, mi-a dat să mănânc sulul acela. El mi-a zis, fiul omului, hrănește strupul. Umpleți măruntaiele cu sulul acesta pe care ți-l dau. L-am mâncat. În gura mea a fost dulce ca mierea. De ce am citit lucrul acesta? Că s-ar putea întâmpla să ni se pare că nu are nicio legătură. Dragii mei, vă rog să observați că rădăcinile imaginii profetice din Apocalips se află în Ezechiel. Și atunci, când în Apocalips se vorbește despre pecetluire, găsesc rădăcinile în cartea lui Ezechiel. Și dacă va trebui să aflu care este semnul care este pe fruntea celor 144.000, mă duc din nou în Ezechiel și fac naveta așa între aceste două cărți și probabil și cartea lui Daniel. Ca urmare a acestui dus întors, găsesc în Ezechiel capitolul 20, versetele 12 și 20, următoarea afirmație. Le-am dat și sabatele mele să fie ca un semn între mine și ei, pentru ca să știe că eu sunt Domnul care îi sfințesc. Sfințiți sabatele mele, că cele sunt un semn între mine și voi, ca să știți că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Vă zice, ăștia cum o dai, tot la sâmbătă ajung. Nu știu dacă fac parte dintre cei ce ajung mereu la sâmbătă, dar vreau să vă spun că am căutat în întreaga scriptură și nu găsesc și n-am găsit o altă identificare a semnului atât de clară și atât de puternică ca aici, în Ezechiel. Poate că îmi veți spune, dar e în Vechiul Testament. E adevărat, e în Vechiul Testament. Dar până acum noi am vorbit despre faptul că Vechiul Testament și Noul Testament sunt una, merg mână în mână. Noi nu putem avea Noul Testament fără Vechiul Testament. Am demonstrat înainte că imaginile din Apocalips sunt imagini din Ezechiel. Și dacă pecetluirea este în Apocalips ca și în Ezechiel, înseamnă că și Deslegarea problemei pe ar putea să fie în Ezechiel, ca și în Apocalips? Și atunci, haideți să lăsăm Scriptura să vorbească cu aceeași voce. Și dacă lăsăm Scriptura să vorbească cu aceeași voce, n-am încotro decât să descoper că în Ezechiel, Dumnezeu spune, v-am dat sabatele mele. Un semn între El și poporul Israel, doar, nu uitați că Sfântul Apostol Pavel spune că tot ceea ce au avut evrei ca binecuvântare este dat bisericii creștine ca fiind noul popor, noul Israel. În afară de lucrurile care s-au împlinit la cruce și în Iisus Hristos, toate celelalte, făgăduințele, nespus de mari și scumpe. Cerințele sfinte ale lui Dumnezeu, toate sunt transferate asupra bisericii care a fost, spune Apostolul Pavel, altoită în trunchiul vechi. Ca urmare, gândiți-vă în felul acesta. Și surpriza este faptul că nu vorbim despre cip, nu vorbim despre lucrări omenești, ci vorbim despre domeniul acela al închinării, despre care vorbeam data trecută. Că Anticristul lucrează împotriva lui Dumnezeu la nivelul închinării. Și iată cum închinarea devine importantă. Pentru că ea va face diferența. Semnul între sfânt și nesfânt. Între cel ce îi slujește lui Dumnezeu și cel ce nu îi slujește. Același lucru în Deuteronom 6, 6 la 8. Poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, să le ții în inima ta, să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini, să-ți fie ca niște fruntarii între ochi. Semnul acela care trebuie să fie pe frunte își are cumva, de asemenea, inspirația și rădăcina în această inițiativa lui Dumnezeu. Ia poruncile acestea și punele le ca un semn între frunte. E dureros să descoper că cineva, în loc să le ia poruncile lui Dumnezeu și să le învețe, a făcut o cutiuță mică și a pus-o pe frunte și a legat-o cu sfoară. Și a zis că așa împlinește porunca lui Dumnezeu. Față de această neînțelegere, că nu pot să-i spun înțelegere, Domnul Isus Hristos spune, așa ceva nu se poate. Ați desfințat frumos porunca lui Dumnezeu în folosul datinii voastre. În Exodul 31 cu 13 vorbește copiilor lui Israel și spune să nu care cumva să nu țineți sabatele mele, căci aceasta va fi între mine și voi și urmați și, și un semn după care veți cunoaște că eu sunt Domnul care vă sfințesc. Un verset înainte spune veșnic. Și iată cum nu doar Ezechiel, iată cum în întreaga scriptură, ideea aceasta de semn moral, de ascultare și de închinare față de Dumnezeu este clar exprimată în Sfânta Scriptură. Sigilul Poruncei a Patra. Porunca a Patra are ea specificul ei, are ceva deosebit. Și anume, este singura poruncă ce cuprinde numele stăpânului, celui care sigilează și spune Domnul Dumnezeul tău te-a scos din țara Egiptului. Domnul Dumnezeul tău. În ce calitate? Care a făcut sau a creat ce anume? Cerul, pământul, marea și tot ceea ce este în ele. Am vorbit de la bun început despre univers, am vorbit de la bun început despre puterea de creațiune a lui Dumnezeu, am stabilit că în creațiune se află toată majestatea lui Dumnezeu și într-adevăr lucrul acesta se vede aici când în porunca a patra majestatea aceasta a lui este sumarizată, este concentrată în aceste cuvinte. Putând și fiind sigiliu. Este interesant de asemenea că în Daniel 7 cu 25, textul pe care mereu și mereu l-am citat aici, ni se spune că omul fără de legii va rosti vorba de hulă împotriva celui preanalt, va supri pe Sfinții celui preanalt, se va încumeta să schimbe vremurile și legea și ajungem din nou la calitatea sau la forța unui sigiliu, pentru că sigilul desparte în felul acesta pe cineva care schimbă legea lui Dumnezeu și pe Dumnezeu care nu schimbă niciodată legea sa. Și pe Dumnezeul care este același ieri, azi și în veci. Dragii mei, probabil că ar fi trebuit să începem toate lucrurile de aici. Vreau să înțelegem limpede. Iisus Hristos, Domnul și Stăpânul întregului popor care se numește creștin, a păzit sabatul simplu. Dacă nu credeți, întrebați pe oricine. Dacă nu găsiți pe cineva să vă răspundă, citiți, vă rog, în Evanghelie și veți vedea că Domnul Isus Hristos a ținut sabatul. Dacă eu sunt creștin, atunci, iartă-mă, eu calc pe urmele Lui. Și călcând pe urmele Lui, după obiceiul Lui, eu voi intra împreună cu El în ziua sabatului și mă voi închina împreună cu el. Și dacă vreodată voi fi întrebat de ce, voi răspunde în fața oricui, pentru că el, Hristos, a făcut acest lucru. Nu credeți că este suficient ca autoritatea stăpânului meu să-mi garanteze faptul că ar trebui și că pot și eu să mă port ca stăpânul? Luca 4 cu 16. Domnul Iisus Hristos a venit în Nazaret unde fusese crescut. Și după obiceiul său, în ziua sabatului, a intrat în sinagogă. Simplu. După obiceiul lui, în ziua sabatului, s-a dus să se închine. În faptele apostolilor 17 cu 2. Pavel, după obiceiul său, ca și Iisus Hristos. A intrat în sinagogă. Trei zile de sabat a vorbit cu ei din scripturi. Ioan 8 cu 29. Cel ce m-a trimis este cu mine. Tatăl nu m-a lăsat singur pentru că totdeauna fac ce este plăcut. Auziți dumneavoastră. Tată, Domnul Iisus Hristos vorbește despre tot ceea ce face El că este plăcut Tatălui. Îmi dați voie să cred și să spun că și obiceiul său de a intra în sinagogă în ziua sabatului și a se închina acolo să cit, și citind din Scriptură. Credeți că și lucrul acesta era plăcut Tatălui? Puteți să fiți de acord cu mine? Dacă sunteți de acord cu mine, înseamnă că astăzi, într-adevăr, am învățat ceva. Am învățat un lucru extraordinar. Dragii mei, Sfânta Scriptură în Cartea Apocalipsului 1 cu 10 își începe Descoperirea viziunii cosmice și a planului de mântuire în legătură cu epoca creștină, cu Sfântul Ioan, ucenicul iubit, care în ziua Domnului era în Duhul. Ceea ce înseamnă că El petrecea ziua Domnului închinându-se prin Duhul Sfânt. Iată sensul zilei de odihnă. Iată sensul sabatului și sensul poruncii lui Dumnezeu. Nu e doar o poruncă de dragul de a asculta. Este o favoare. Întâlnirea cu Duhul Sfânt conduce la pecetuire. Conduce la unitatea între Dumnezeu și ucenicul acesta. Conduce la privilegiile care se deschid în fața lui Ioan în momentul în care a auzit din apoi a lui o voce care deschidea cerul pentru el și arăta planul pe care Dumnezeu îl are în legătură cu el. Frumoasă această imagine. Pecetluirea face posibil ca noi să trăim prin Duhul Sfânt și în Duhul Sfânt continuu. Faptul că Duhul Sfânt folosește ziua Domnului ca să stea împreună cu ucenicul iubit, îmi arată că Duhul Sfânt folosește mijloacele harului lui Dumnezeu pentru ca să mă formeze ca ucenic. A lui Isus Hristos. Mai mult decât atât, folosește legea lui Dumnezeu ca ocazii, ca oportunități de a construi în Ființa Omului și binecuvântarea și sfințirea. Pentru că nu uitați că acolo se spune că Dumnezeu a binecuvântat și a sfințit ziua de odihnă. Nu timpul este sfânt, ci omul care intră în timpul respectiv beneficiază de sfințire și de binecuvântare. Dumnezeu întotdeauna când sfințește, întotdeauna când binecuvintează, caută oameni la care să se raporteze în felul acesta. Pecetluirea este un privilegiu. Pecetluirea este o zonă în care omul se întâlnește cu Isus Hristos și vor rămâne împreună pentru totdeauna. Nu rămâne la jumătate. Nu încerca să negociezi în mediocritate cu Dumnezeu, ci mergi acolo unde te cheamă El. Mergi până la capăt. Mergi până când vei fi pecetluit împreună cu Dumnezeu, în închinare, în slujire și în ascultare. Îți doresc din tot sufletul o astfel de binecuvântare.